Conducerea Consiliului Județean Neamț a constatat că între societățile care realizează transportul de persoane în capitala județului au intervenit grave neînțelegeri. Președintelui Consiliului Județean, Ionel Arsene, i-au parvenit o serie de informații privind falsificarea unor contracte la una dintre aceste societăți de transport, lucru pe care intenționează să-l sesizeze instituțiilor cu atribuții de cercetare. Dacă lucrurile vor fi confirmate, conducerea Consiliului Județean va solicita demiterea conducerii acestor societăți. Se pare că au fost două contracte, ceva s-a întâmplat între cele două părți, între Urtrans și Trolebuzu. Un contract a fost aprobat de primăriile care compun Urtransul, alt contract a venit la semnat la Trolebuzu. Cineva se pare că, din ceea ce se pare, nu știu sigur, a făcut un fals acolo. Sigur, organele abilitate ale statului vor face lumină. Dacă este așa, vă spun astăzi, cer demisia tuturor celor implicați acolo și a celor care conduc trolebuzul, Societatea Consiliului Județean, și a domnului de la Urtrans. Nu putem să ne jucăm cu astfel de lucruri și să periclităm transportul public din municipiul Piatra Neamț. Revoltătorii se pare președintelui Consiliului Județean faptul că cei din conducerea societăților de transport s-ar fi îmbolnăvit subit la izbucnirea acestui scandal. O să găsim soluții să rezolvăm. Însă încă o dată vă spun, deodată s-au îmbolnăvit toți. A plecat în concediu medical, s-a îmbolnăvit doamna director de la Trolebuzu, directorul adjunct de la Trolebuzu și el în concediu, s-a îmbolnăvit și directorul de la Urtrans, toți s-au îmbolnăvit subit astăzi, i-am căutat pe telefoane și nu mai găsim pe nimeni. Așa ceva eu n-am să accept niciodată, atât timp cât voi fi președintele Consiliului Județean Neamț. Și așa cum am spus, vom face o analiză și o anchetă foarte serioasă și dacă ceea ce am citit în presă și deocamdată la nivel de informare este adevărat, o să cer public demisia tuturor celor implicați. Dacă nu voi demite, Consiliul de Administrație va demite conducerea Trolebuzului. Societatea Troleibuzul aparține Consiliului Județean Neamț și primește subvenții de la bugetul acestei instituții. În vederea accesării de proiecte europene de modernizare a parcului de autovehicule, societatea a intrat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans Neamț, în care acționare sunt toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, în perspectiva achiziționării de mijloace de transport nepoluante, care pot asigura transportul în toate localitățile județului. Într-o recentă conferință de presă, conducerea societății Troleibuzul a declarat că este unul dintre operatorii de transport din județ controlat periodic de Curtea de Conturi și Corpul de Control al Președintelui Consiliului Județean, instituții care nu au găsit nereguli majore în aceste contracte.